pentru că noi nu mai avem absolut niciun Dumnezeu. Vă înhăitați unul de la altul și multiplicați fără număr subcultura, jena, mediocritatea. În câte o casă surdă de budici e întunerit, sau focul dintr-o sobă mai joacă pe tavan lumină. N-am mai văzut niciun păstor sau să ajungă hrănitor de turmă. Dumnezeu este învingătorul.